Încă de luna trecută, salariații din consiliile județene, dar și cei din unele primării, au beneficiat de salarii mai mari cu 12%. Funcționarii publici de la Râmnicu-Sărat nu au beneficiat însă de această majorare pentru că Ministerul Finanțelor Publice nu aprobase noul plafon de salarii solicitat de primărie. Autoritățile locale anunță că plafonul a fost anulat, fapt ce permite majorarea salariilor tuturor funcționarilor publici. Odată cu anularea plafonului de către Ministerul Finanțelor, putem da cei 12%. Ni s-a comunicat vineri că s-a renunțat la plafon. Reprezentanții primăriei Râmnicu-Sărat dau asigurări că dispun de sumele necesare pentru mărirea veniturilor angajaților, aceștia urmând să primească salarii mai mari din luna noiembrie. Dacă putem da retroactiv, dăm retroactiv, dacă nu cu data de când s-a ridicat plafonul, cred că cu 1 octombrie. Încă de la sfârșitul lunii iunie, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite majorarea salariilor angajaților din administrația publică cu până la 12%. Aceasta nu a fost pusă însă în aplicare în toate primăriile din țară pentru că Ministerul Finanțelor nu a aprobat mărirea plafonului de salarii solicitată de autoritățile locale.